What you going to do to make me want you? I'm dressed for you. What you going to say? You want my body, but boy, it's too late. What you going to do to make me want you? I'm dressed for you. What you going to say? You want my body, but boy, it's too late. Expozițional din Constanța, unde a avut loc o gală K1 și iată că K1-ul Constanțean la mare onoare în această seară. Stăm de vorbă cu Cătălin Lăpuște, Dunschi Cristian și Alex Almaghe, prietenul nostru care a luptat pentru prima oară în această seară. Bine ai venit, drag! Ia zi-ne câte ceva despre ce s-a întâmplat în seara asta. Deci avem un băiat din Constanța care are 21 de ani, face de 4 luni, se antrenează cu Recep Samir în cadrul clubului sportiv Bogdan Ciobotariu. Sper să avem rezultate mult mai bune decât ce am făcut în seara. Să înțeleg că e la început. Este la început pentru primele lupte ale lui. Eu am încredere și sunt convins că va reprezenta cu onoare Constanța și nu numai el, mai avem în pregătire luptători, dar el este în prim plan deocamdată și el va reprezenta Constanța și clubul Bogdan Ciobotariu. Alex, a fost greu seara asta? Nu a fost greu nici, nu, emoții nu am avut, dar... Ai avut emoții de început, așa, emoțiile de debut, normal. Da, așa este, dar... Am înțeles că ai ieșit pe locul 2 acum două zile. Da, la campionatul național de kickboxing. De acolo am avut emoțiile cele mai mari, că a fost primul meu meci, aici nu prea am avut și asta este, de la început, nu mi-e frică, merg în continuare. Da. Mai ales că ești de 4 luni în domeniu, am înțeles. Păi da, el are 5-6 ani, poate da. Și mai mult. Da, nu-i nimic, bine că ai avut curaj și îmi place că uite, ai găsit în Edi Eremie un promotor care să te ajute în toată treaba asta. Sperăm că te mai vedem. Da, cu siguranță, nu mă las așa ușor. Ia zi ce ține despre Alex câteva cuvinte, unde l-ați găsit, cum? Eu l-am găsit la sale, eu sunt perechea lui la sparing, da? Și urmează să ne antrenăm și mai tare ca să demonstreze, să facă spectacol. Și ceva proiecte de viitor pentru... Proiectele de viitor constau în a participa la câte mai multe campionate ca să poată să-și realizeze palmares. Și alții pe care îi mai pregătiți? Alții pe care îi mai pregătim lucrează la sale în continuu. Unul din ei va fi colegului de sparing. Da. Dar trebuie să ne antrenăm serios. Da, vom avea reprezentanți din care vor reprezenta Constanța cu siguranță și eu sper că vom face față cât mai bine și cât mai onorabil. Mai ales că Eduard Eremia, după cum bine știți, constanțean de-al nostru și de aceea avem o pilă sus. Eduard Eremia a fost unul din elevii antrenorului Recep Samir. Da, știu. Dragă Alex, îți urăm succes. Zile și tu câte ceva telespectatorilor, așa. Să-mi țină pumnii în continuare și o să le arăt ce pot mai încolo. Mai am de lucrat.
Cu microfonul în incinta clubului sportiv Bogdan Ciubotariu și stăm de vorbă cu prietenul nostru de o viață, centura neagră cu 3 dani, domnul Samir Recep. Bine te-am găsit, Sam. Bine v-am găsit și eu. Văd că sufli cam din greu. Ce se întâmplă aici la voi în această sală? Noi de fapt te-am spionat, să știi, nu vrem să spunem, vrem ca telespectatorii să afle din gura ta ceea ce se întâmplă aici. Deci avem un club sportiv, se numește Clubul Sportiv Bogdan Ciubotariu de arte marțiale, de kickboxing mai clar, și am deschis acum 3 luni, 4 luni, unde mă pregătesc luptător pentru local combat, kickboxing, K1, deci orice. Am înțeles că deja s-a făcut o colaborare între tine și promotorul Eduard Eremia, da. Poți să ne spui câte ceva? Da. Cu Eduard Eremia mă cunosc de pe timpul Ceaușescu. Și făcea antrenamente cu tine? A fost elevul meu. Și ne-am întâlnit acum recent și am hotărât să colaborăm împreună. Eu pregătind luptători, iar dânsul să-i lanseze în sportul ăsta. Ca în muzică, nu? Ca muzică, exact, ca în muzică, da. Și spune-ne câte ceva despre luptătorii pe care ai în grijă și dacă mai sunt amatori, unde te pot găsi și ce trebuie să facă. Da, deocamdată am 3 luptători care sunt în curs de pregătire, încă. Este vorba de Almaghe Alexandru, Recep Şenol și un prieten al nostru, Cătălin, care nu fac de mult timp, dar mă ocup personal de ei. Lucrez intensiv cu ei pentru a recupera. Acum fiind la modă local combat și K1, am zis să avem o rampă de lansare cu acești luptători. Mi se pare că cu Almaghe deja ai reușit să-l propusezi în sferele superioare. O să stăm de vorbă în cadrul emisiunii de astăzi și cu el. Da. Deci el pe data de 22 a avut un 23, pardon, un a fost la un campionat de K1 la 23 august, le ieși în locul 2 la naționale și pe 24 a luptat la local combat ca meci de rezervă cu un luptător foarte bun, foarte plăcut la ochi ca luptător. El lucrând de puțin timp cu mine, Alexandru, și cred că de vreo 4 luni, spuneai. Da, de vreo 4 luni de zile. Eu zic că în 4 luni de zile am învățat bine ceea ce am învățat. Bineînțeles, eu zic să mai vorbim la anul pe vremea asta. Exact. Dar totul are un început, nu? Da. Bineînțeles, dar oamenii unde te pot găsi? De exemplu, care vor să apeleze la serviciile tale în sensul că vor să facă și ei un antrenament, să lanseze copiii, între ce vârste și ce vârste primești? Deci, școala mea de arte marțiale se află în cinta școlii numărul 1, de pe Bulevardul Mamaia, lângă Hotel Royal. Sala de sport, acolo mă pot găsi și cei care vor să învețe arte marțiale, avem mai multe stiluri, începând de la Jeet Kune Do, Taekwondo, kickboxing, full contact, deci foarte mulți colegi de-ai mei, instructori care pot să-i îndrume în artele marțiale. Între ce vârste pot fi viitorii practicanți? De la vârsta de la 6 ani și cât poate. Până la 70-80 de ani? Da. Iar de mine, lumea știe, eu practic arte marțiale de vreo 20 de ani. În 92 am avut plăcerea să lupt cu campionul lumii la full contact și kickboxing, Jimmy Mitchell. Cred că știi și dumneavoastră. 92 septembrie. Iar de atunci fac pregătiri.
Bun, face pregătiri, stimați spectatori, și vă va face și o surpriză în minutele următoare. O să vedeți pe ce e vorba. Deocamdată, mersi mult pentru aceste cuvinte. Și eu vă mulțumesc. What you going to do to make me want you?